Să vă spun sau să mergeți când veți ajunge în Germania, să mergeți neapărat să mergeți la aceasta. Pentru că, sigur, e un film, vezi, dar ce poți să trăiești acolo, într-un spațiu care este în mijlocul Europei, nu este, dar este un spațiu românesc și întâlnești cum am întâlnit și noi când am filmat la această slujbă români care vin și nu numai români, sunt și alții ortodoxi care vin acolo. Dar e un sentiment absolut unic pe care îl poți trăi într-un astfel de loc. Eu cel puțin atunci l-am descoperit adevărat, îmi spusese cineva, dar între ceea ce îmi imaginam și ceea ce am găsit era o mare diferență. Adică ceea ce am găsit și ceea ce am trăit acolo. Pentru că, de fapt, asta este tema. Și vreau acum așa, cu o legătură cu ce a spus Părintele Mironovici și cu ceea ce s-a întâmplat astăzi la biserică aici. A fost un mare eveniment și felicit încă o dată pentru evenimentul de astăzi, pentru că este o mare binecuvântare, cred, că atunci când într-o familie există un preot să mai vină dintr-o altă generație și un alt slujitor al Domnului. Doamne ajută! Acum, în al treilea film pe care vreau să vi-l prezint astăzi, este de fapt un portret al părintelui Viorel Mehedințu. Sunteți din București, e fratele părintelui Santi Mehedințu. Nu seamănă deloc, o să vedeți. Nu spun așa, fiecare are o personalitate cu totul și cu totul foarte, foarte puternică. A fost ucenicul părintelui Stăniloae și a avut emisiunea Lumea Creștină la postul de radio Europa Liberă. Eu am ajuns știind de părintele Sandi Mehedințu de la prietena mea, Doina Alexandru, de la Europa Liberă. Și din vechile mele audiții ale postului de radio Europa Liberă, când ascultam emisiunile părintelui. Este un om foarte, foarte iubit, nu numai de români, din comunitatea românească de acolo. Locuiește la Heidelberg și slujește la Heidelberg, slujește la Heilbronn, la Frankfurt, la Offenbach. Îi propusesem aseară la telefon să fac așa o altă, cum să spun, tehnică așa, să audă finalul filmului aici, să audă aplauzele și să rostească un cuvânt. Mai, dar nu pot, că mai merg în trei familii, mai am de făcut nu știu câte slujbe. Dar e un om, o să vedeți și în și aici, cu o foarte, ce m-a impresionat pe mine, cunoscându-l și locuind în casa dânsului când am făcut acel film, e un om care este într-o armonie perfectă cu tot ce e în jur. Chiar dacă erau lucruri care ar fi trebuit să-l supere, mici, mărunte și astea, nu. Pe toate le întâmpină cu un zâmbet și cu o înțelegere și cu o dragoste. O dragoste. Soția lui, Nemțoaică, a trecut la Ortodoxie, i-a dat răspunsurile, i-a dat răspunsurile în biserică. Da, e o familie minunată. Nu vă mai spun eu, să-l vedeți.